Până să-L cunosc pe Iisus Hristos, am trăit ca un cetățean al lumii acesteia, bucuros de soare, de copilărie, de tinereți, de prieteni, de minge, de bancuri, de șotii. I-am iubit părinții, am visat multe lucruri. Deși n-aveam nici un fel de informație sau pregătire religioasă, la noi în casă n-a fost Biblia, nici rugăciunea, nici cântecul. Eram ca omul din lume, secular. Exista simțământul că există cineva acolo sus care ne iubește. Și vă spun acest lucru, mi-amintesc de o scenă din școala primară, cred că eram în clasa a treia sau a patra, când la WC-ul băieții, unul dintre ei spunea, unul Dieter, am făcut școala germană, Dieter zicea, auzi, cum spun unii că nu e Dumnezeu? Și m-am fierbut, dar sunt nebun, că cum să nu fie? Uite, cine a creat toate acestea? Iar asta le spuneam, nu învățat de cineva, ci din simțământul pe care orice om, copil la minte, îl poate avea. Cum am spus, aveam și o mătușă de la care am primit Biblia, o chema Mărguța. Și a fost în casa noastră și noi am fost în casa lor, de regulă, în zile de petrecere. Nu se îmbăta, nu se dansa, erau zile de întâlnire a familiei și ea, pentru că a făcuse Institutul Teologic Sfânta Ecaterina din București, era un reper cumva pentru ceea ce e dincolo de comun. Și cumva vorbea despre ce bine că avem un Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne ocrotească. Și am intrat în viața adultă cu simțământul că în lume sunt doi actori. Eu și Dumnezeu. Și sigur, totul era să nu-L superi, sau dacă L-ai supărat să-ți faci mea culpa, penitențele, canoanele. În Statele Unite există mai multe grupuri de sondaj. Există un grup de sondaj al lui Barna, George Barna. Face sondaje în mod special pe probleme religioase, spirituale, mentalitatea omului vis-a-vis de spiritual. Și el a sondat un lot foarte mare de subiecți cu întrebarea: credeți că există Dumnezeu? Deci era o listă mai lungă. Dumnezeu, viața veșnică, iad, foc, etc. Și ce credeți că există Dumnezeu? Raportul spune că 78% din toți cetățenii intervievați au spus este. Și au pus a doua întrebare. Credeți că există și Satana? 72% au spus nu! Și aceasta este marea surpriză. Adică oamenii cred într-un Dumnezeu, dar cred într-o lume cu un singur pol supranatural și cu mine care sunt la cheremul lui. Și dacă știți, există un verset în 1 Ioan 5:19. Nu deschid cartea ca să câștig timp. Unde spune, știm că suntem din Dumnezeu și spune și că toată lumea zace în cel rău. Cum adică? Toată lumea zace în cel rău? Mi-amintesc de unul din cele mai teribile revelații ale CIA-ului. CIA-ul este Central Intelligence Agency. Este spionajul. Iar CIA-ul, la un moment dat, în 1985, a aflat cu stupoare că toți spionii pe care America i-avea în Rusia, 25,
de minți ilustre, inteligente, 25 de persoane ruși, nu americani, care lucrau pentru CIA, pentru FBI și așa mai departe, spioni pe teritoriul Rusiei. Unii chiar, era generalul Polyakov, era un general, cea mai înaltă poziție, cel mai înalt loc, sau știu, nu loc. Băieții mei, sunteți atenți că vorbesc și vouă. Deci, cea mai înaltă poziție în rangul militar era lucra în zona de cercetare, rachete și așa mai departe, era spion pentru CIA. În 1985, toți au fost prinși, 10 din ei, inclusiv generalul Polyakov, uciși, împușcați. Unul a reușit, printr-un miracol, să scape, să evadeze, să fie dus de Agenția Britanică de Spionaj, să fie scos, iar ceilalți 10 au plătit, sau restul, au plătit cu închisoare lungă, poate pe viață, în Siberia. Și oamenii s-au întrebat, cum așa, tot ce am avut noi în Rusia și pe care i-am clădit cu greu, au dispărut, fâșt, odată. Și atunci au spus, trebuie să fie o cârtiță în CIA. Dar cum găsești cârtița? Ce este o cârtiță? Este omul care lucrează pentru noi, dar de fapt trădează și dă toate informațiile. Și după ani de zile, după 18 ani de vânzare a datelor secrete ale Statelor Unite, CIA-ului, au reușit să-l prindă pe Aldrich Ames. Nu, n-a fost singurul, mai sunt și alții. Richard Hansen, dar nu intrăm în detalii. Cert este că l-au prins pe el. Și omul a recunoscut simplu, da, am făcut-o pentru bani. Iar omul acesta a vândut toată rețeaua de spionaj americană. Și nimeni nu știa, era între ei, era din familie, se discuta de față cu el. Și el părea un om, un patriot bun, trădător. Cam așa ceva se întâmplă în lumea noastră, în care noi, crezând că e doar un Dumnezeu, habar n-avem că există nu un diavol, o armată întreagă de demoni. Aș vrea să dăm un mic filmuleț, un clip, pe care îl puteți găsi pe Hope Discovery România. Se numește Paranormalul și Biblia, sunt 8 clipuri de câte 8 minute, 9, iar clipul de început este cel pe care îl prezint și de care vreau să mă leg acum. Dacă vreți să urmăriți continuarea, intrați pe YouTube, scrieți Paranormalul și Biblia și ăsta este primul început de la primul episod, urmând încă 7 alte episoade. Dragii mei, ce sunt astea? Nu știu dacă înțelegeți sau dacă realizați că oamenii de știință în fața paranormalului sunt surprinși. Ei știu doar că legile naturii nu au răspuns, nu au explicație și tot ceea ce le rămâne lor e să socotească că există niște puteri în om, niște capacități pe care încă nu le-am descoperit sau legi fizice pe care încă nu le-am descoperit și se mizează pe ceea ce nu știm, zicând, e sigur ceea ce știm pe care nu știm. Ați auzit de OZN? Ce sunt? Ei, sunt OZN, știm. Deși OZN înseamnă neidentificată, dar noi știm. Ei, cam așa ceva este impresia sau opinia pe care o au oamenii vis-a-vis de ceea ce se petrece dincolo. Mi-a trimis cineva, diverse persoane, pentru că persoană publică, mi-au trimis mai multe clipuri cu magie. Când spun magie, vă rog rețineți, nu erau făcături, nu erau iluzioniștii care produceau aceste lucruri, ci efectiv erau lucruri care depășeau
legile fizicii. Unul dintre ei, și asta e ceva recent, un cetățean, nu mai știu numele lui și nici nu vreau să rețin, a fost filmat coborând pe un debarcader al fluviului Tamisa din Anglia și spune că de pe lumea toată se adunase pe balustrada cheiului și el, privind în stânga dreapta, a început să umble pe apă. Pe apă. Iisus a umblat pe apă. Și el umbla pe apă. Și la un moment dat se apropie o șalupă a poliției fluviale, îi cere ce este și îl invită să meargă înapoi. Și el merge înapoi pe debarcader și hai să încheie clipul. Să știți că nu erau niște jocuri de desubt. Era și arătau sutele de oameni care erau uluiți că omul merge pe ape. Da, pe Iisus a mers, e și ceva fizic. Așa credem noi. Nu știm ce e, dar știm. Și acum vreau să vă spun o a doua istorie. A jucat pe Mișael să dea drumul la o imagine. Știți cine e bărbatul acesta? Este Richard Gallagher. Tipul este un mare psihiatru, este una din somitățile psihiatriei americane, e profesor la Universitatea din New York și la Cornell University. Nu, Columbia University. Îl găsiți pe Richard Gallagher pe internet. Și este o somitate. Are catedră, are cabinetul lui, dacă vreți, clinica lui. Iar tipul într-o zi, era în 11 iunie 1992, era o zi oarecare, să spunem într-o lună, după o noapte chinuită, pentru că la ora 1 sau 2 noaptea, două pisici bune, blânde, au realizat o încăierare cu sânge, cu două pisici care erau prietene, s-au bătut și a trebuit să lucreze ore întregi, să le desparte, să nu se mai încaiere. Și vă dați seama, după o noapte de pacificare a fiarelor, au dormit două ore și spune că la ora 8 sună la ușă. În halat, chiaun de nesomn, doctorul deschide ușa și în fața lui preotul, parohul catolic, împreună cu o duduie tinerică, 30-35 de ani, îmbrăcată în negru toată. Și parohul spune, domnule doctor, îmi cer iertare, e un caz, altfel nu v-aș fi deranjat, doamna aceasta, zice că este posedată de demoni. Dar înainte ca să intru în program de exorcizare, aș vrea mai întâi să mă asigur că nu cumva e o chestiune psihiatrică. Pentru că noi facem distinție între maladie și între, știu, demonologie. Iar pucoana, Giulia o chema, se uită la profesor și spune, cum ați petrecut noaptea aceasta? Nu-i așa că ați avut pace? Și omul e surprins. Adică, de unde știe Duduia ce era în dormitorul meu azi noapte? Și a devenit interesat. Și a spus, vreau să mă ocup de femeie. A mers cu preotul. A participat nu odată, la mai multe ședințe de exorcism. Și spune că am văzut ceea ce nu îmi imaginam că există. Femeia aceasta, în momentul în care se invoca numele lui Hristos, vorbea, dar nu ea, 5-6 voci bărbătești ieșeau din ea. Amenințau. Și spune că un diacon a încercat să intervină și l-a luat pe matahala de diacon și l-a aruncat 5 metri. Deci putere dincolo de normal. A văzut-o levitând. Iar omul acesta, după 22 de ani de studiu, produce cartea, o vedeți aici, o vedeți mai mare acum, aștept cartea, Dușman diabolici. După investigație de 25 de ani de posesiuni, atacuri diabolice și paranormal. Omul spune în prefață, eu știu că sunt draci, știu că sunt demoni. Și a zis, nu pentru că am avut vreo înclinație religioasă, de unde?
N-am avut niciun fel de preocupări, eu am mers cu știința. Dar 25 de ani de studiu a fenomenului m-au convins că în lumea noastră nu sunt doar doi actori, Dumnezeu și omul, ci sunt trei. Iar partea cea mai înșelătoare este că al treilea, ca și Aldrich Ames, e ascuns. Lucrează în subterană. Nu vrea să știe că există. Și toată lumea zace în cel rău. Societatea noastră e o societate seculară. Și în societatea seculară, diavol. Asta e o boală, nu? Sunt idei, ci au de voci. Sunt chestiuni psihiatrice. Dar aici, în Evanghelia după Matei, capitolul 8, de la versetul 28, Biblia ne descoperă o altă realitate care era cunoscută atunci, care este și azi cunoscută, dar nu în lumea în care domnește știința și tehnologia, ci în lumea treia, unde se vorbește foarte deschis despre spirite, agresiuni, despre magie și interferențe supranaturale. Și aici ni se spune că Iisus a ajuns de cealaltă parte în ținutul gadarenilor și au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte. Dacă vreți, istoria o găsiți mai departe. Ce este cu demonii? Ce este cu acești diavoli sau draci? Cuvântul drac vine de la grecescul dracon, de acolo dragon. Dracon, de acolo balaur. Balaurul cel mare e draconul cel roșu. Ce este cu ei? Cum de suntem noi, știu, năvăliți, împresurați de demoni? Și răspunsul este simplu. Sigur, nimeni nu are niciun fel de cunoștință cum de în lumea noastră există o cauză malefică, există cauza răului personificată. Nimeni nu are o explicație. Dacă n-ar exista Biblia, am fi în totală necunoaștere, dar Scriptura spune foarte clar. Și am să vă redau ceea ce scrie în Apocalips, capitolul 12. Am să citesc doar pe furate, deci selectiv. În cer, versetul 7, s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Război în cer? Cu ce? Sulețe? Bombe? Cu, știu eu, gaze de luptă? Ce fel de război? Ei bine, să știți că a existat o perioadă numită Războiul Rece, în care nu se luptau nici cu arme, nici cu gaze, ci cu informații. Și cea mai puternică armă este informația. Spunea Alvin Toffler că au fost mai multe etape ale puterii. La început era glontele, sau puterea fizică, apoi banul, o a doua etapă, și în a treia etapă, timpul nostru, epoca informației, informația. Dacă ai informația, ai și bani, ai și putere, ai orice. Cumperi lumea cu informația. Iar în cer s-a produs o neînțeleasă rebeliune condusă de un înger. Un înger și nu oricare, ci cel care avea onoarea de a fi conducătorul corului ceresc, care stătea cel mai aproape de Hristos și pentru că stătea atât de aproape de Iisus, a început să gândească în inima lui și ce-ar fi dacă și eu aș sta pe tron și așa cum primește el închinare, să-mi aducă și mie oamenii închinare. De aici, de la această neînțeleasă invidie, pentru că avea tot ce vroia, nu ducea lipsă de nimic Lucifer. Lucifer însemnează purtătorul de lumină, în limba ebraică, Hillel, care este luceafărul
steaua numită Luceafă și de acolo Lucifer l-a tradus Ieronimul Vulgata. Deci, Lucifer a devenit cel care a reușit să viruseze conștiința a o treime de îngeri. Nu vreau să vă spun mai multe pentru că ar fi un subiect de o temă. Cum au reușit acești îngeri să fie înșelați când erau neprihăniți? Dar sări peste asta pentru că nu e acesta obiectivul meu. Cert este că după ce au ales, voi cu cine votați? Două treime au spus, votăm cu Dumnezeu. O treime au spus, dar nu vedem nimic rău ce spune Lucifer, mergem cu el, e un experiment. Și după insistențe de recuperare, nereușind, s-a produs despărțirea. Și spune că în versetul 12, nu, în versetul 8 și 9, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Versetul 9. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și satana, acela care înșală, vă rog ce scrie? Întreaga lume a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Auziți, dragii mei, cum a ajuns pământul domiciliul forțat al diavolului? Cum Dumnezeu, în mod arbitrar, hotărăște să năvălească niște invadatori peste oameni? Nu a fost așa. Imaginați-vă doar, un exercițiu de imaginație, că Lucifer a bătut la ușă. Nu a planetei noastre, a multor planete. Pentru că creațiunea lui Dumnezeu n-are margine, deși nu e infinită. Dar a bătut și mă primiți? Nu. Iar când Dumnezeu a creat planeta Pământ, în Geneza, capitolul 2, cu versetul așa, cu versetul 15, este un cuvânt semnificativ care spune: Domnul Dumnezeu a luat pe om, l-a așezat în grădina Edenului și vă rog fiți atenți, ca să lucreze. Punct. Nu. A mai fost încă un instructaj complet. Și să o păzească. Atunci când îți dau ție o sarcină să păzești, îți dau instrucțiunile complete. Ce trebuie să aperi, fii atent cine vine, cine-i dușmanul. Iar în acest cuvânt, să o păzească, Adam și Eva, persoane mature, cu discernământ, gândiți-vă numai că Adam a făcut toată taxonomia regnului animal. Adică a dat nume fiecărui animal, avea discernământ, nu era un copil nou născut, era un bărbat în plinătatea cunoștinței, care a știut să facă distinție, care a știut să împartă lumea pe ordine, specii, nu, rase, specii și așa mai departe, soiuri. Deci a știut să împartă lumea. Și ei au fost instruiți. Fiți atenți, va veni un diavol. Fiți atenți, veți fi ispitiți. Voi veți alege cu cine vreți să votați, cu mine, tatăl vostru, sau cu dușmanul. Rezultatul îl găsiți în capitolul 3. Am să vă povestesc pe scurt. Ispita urma să vină nu anunțată, pentru că altfel n-ar fi ispita. Și Aldrich Ames, cel de care am povestit, spionul, marele, agent CIA, care lucra pe ascuns, el lucra nu cu știrea, nu anunțat. Și atât că a apărut la un moment dat ispita sub o formă foarte atrăgătoare. Să nu credeți că șarpele de atunci era reptila asta scârboasă care șerpuiește, care scoate limba. Nu, era cea mai frumoasă ființă. După cum Lucifer era cel mai frumos înger, șarpele era o ființă zburătoare, ulterior a devenit o reptilă urâcioasă. Și a spus, mănâncă, uite, haște, haște. Eu mănânc și din animal, din dobitoc, am ajuns să fiu vorbitor.
Pot să gândesc și să vorbesc. Îți dai seama dacă tu, Eva, mănânci, vei fi ca Dumnezeu? Și femeia spune în versetul 7-8, zice, femeia a văzut că pomul era plăcut la vedere, era de dorit să deschidă cuiva mintea, a luat, a mâncat și a dat și soțului ei, care venise lângă ea. El nu era atunci, în momentul ispitei. Eu am să vă pun o întrebare. Pentru că de aici atingem problema actuală, prezentă. Când crezi că s-a produs păcatul? Deci Dumnezeu a spus, aici e un pom, pomul vieții din care să mâncați pentru că vă prelungiți dreptul la viață, primiți vitalitatea necesară. Iar dincoace este pomul cunoștinței binelui și răului. Din el să nu mâncați, căci în ziua în care veți mânca din el, veți muri negreșit. Iar femeia s-a uitat la pom. S-a uitat la fruct. A văzut că e de dorit să deschidă cuiva mintea. A întins mâna. A apucat fructul. L-a rupt. A mușcat. Când a fost momentul păcatului? Și când a mușcat, oare? Când vine ispita, încă nu este momentul păcatului, este doar atracția, seducția. Dar eu pot spune ca Iosif în Egipt, în fața lui Madame Potifar, nu! Și ea totuși a rămas cu gândurile acelea. Când a avut loc momentul păcatului? Alegerea. Decid să iau. N-a atins încă mărul sau fructul, că nu știm ce fruct era. A luat, a rupt și a mâncat. Restul erau doar consecințe. Și, dragii mei, Dumnezeu a spus nu! Pentru că voi depindeți de mine ca să trăiți. Iar în ziua când vă veți despărți și vă veți rupe de mine, veți muri, veți pieri. În momentul acela, diavolul a spus, ok, Dumnezeule, observi, omul și nevasta lui m-au ales pe mine, abdică de la tron în favoarea mea, iar eu voi deveni acum guvernatorul lumii. Și dacă citești cartea lui Iov, capitolul 1 și capitolul 2, îl vezi că la marele congres al tuturor Adamilor de pe alte planete, în locul lui Adam vine diavolul. Și este un punct negru între ei. De unde vii? Și de la cutrelarea pământului, de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Adică este cel care afirmă că el e stăpânul. Dragii mei, e stăpân, dar știți ce fel de stăpân? Dacă cineva îmi fură mie mașina, cine-i stăpânul mașinii? Păi, de facto, adică de fapt, e el. Dar de iure, de drept, sunt eu, că eu am actele. Iar el pretinde că a furat mașina, că el e stăpânul, stăpânul pământului. Și Dumnezeu îi spune fals. Îl vezi pe robul meu, Iov? El e dovada că pământul nu e al tău. Și urmează istoria lui Iov despre care nu discutăm. Cert este că pământul acesta zace acum în cel rău. Iar noi ne naștem programați pentru păcat. Atenție! Suntem virusați de mama păcatului care se numește egoismul. Iar egoismul nu e altceva decât dragostea pervertită. Dragostea principiului Dumnezeu este pervertită acum. Și acum, dragii mei, am înțeles că Adam și Eva, creați după chipul lui Dumnezeu, au uzat greșit de un privilegiu pe care l-avem și noi și toată lumea. Iar privilegiul acesta se numește liber arbitru. Adică eu aleg. Noi vorbim despre trei actori, corect? Despre om, Dumnezeu și Satana. Nu Dumnezeu hotărăște singur,
Nici Dumnezeu cu omul nu hotărăsc soarta omului. Și sunt trei actori. Și atenție, ne-am aflat, și avem și un titlu deosebit de carte, de Große Kampf, Marea Luptă. Este marele conflict între Hristos și Satana. Însă să nu credeți că este un conflict între două puteri. Atenție! Creatorul și creatura nu se pot lupta. Ci este lupta a doi cavaleri pentru aceeași fată. Înțelegeți? Adică nu se luptă direct, ci se luptă pentru votul tău și votul meu. Este conflictul între doi pretendenți la aceeași mână, la mâna mea. Iar tu ai liberul arbitru și tu poți să spui da sau nu. Să vă spun o întâmplare. Se povestește că în anii sclaviei americane, prin 1845, la ferma, la conacul unui tip Robertson, a unui stăpân de sclavi, se afla la marea poartă a conacului, se afla bătrânul negru Jim. Era printre cei puțini care știau să citească și făcuse rost de o evanghelie. Și citea din evanghelie. Bătrânul negru, părul alb, mustățile albe, stătea pe o piatră lângă poartă. Vai, 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 se văicărea citind din evanghelie. Se vedea pe el păcătos. Și tocmai atunci vine băiatul lui Robertson, Steve, un ateu, modern. Oprește gașca de călăreți, veniseră de la o vânătoare de rațe. Și rațele atârnau de, oblâncușelii. Și opriți băieți. Hei, Jim! Ăsta se ridică respectos. Yes, masa. Masa înseamnă master, dar ziceau masa. Băi, tu ești creștin? Yes, masa, sunt creștin. Auzi, bă, tu creștin și te văicărești. Oricând te văd, vai, vai, vai. Eu sunt ateu și sunt vesel. Ce zici despre asta? Și gașca lui râdea. Și atunci îmi zice, masa, mă lași să spun ceva. E, hai, spune. Zic, hai să vedem ce spune prostăna cu ăsta. Vide la vânătoare de rațe. Păi, nu vezi ce întrebare, nu vezi că am rațe de aici. Și spune-mi, atunci când tragi pan, pan la rațe și una cade moartă, iar alta rănită fuge, după care mergi tu cu barca? Altă întrebare de om smintit. Păi e normal că aia moartă o las și alerg după cea care e încă vie, care se zbate. Zice, vezi masa? Tu ești mort. După tine, n-aleargă diavolul. Eu sunt rănit, pe mine încă nu mă are. Și mă urmărește și mă chinuie. Dar tu stai liniștit în păcatele tale. Și aș vrea să discut acum, în a doua parte a temei, despre cele două categorii, rața moartă și rața rănită. Cu un timp în urmă a fost un film care a făcut epocă, nu știu cu câți ani, 10-15 ani în urmă. N-am văzut filmul, am altă treabă mai bună, dar am citit plotul, adică descrierea, acțiunea. Filmul se numea, se scrie în românește Matrix, se spune Matrix. Ați văzut de Matrix? Matrix. O să mă învățați, poate, unii care l-ați văzut filmul. Eu știu însă care este tema. Există o lume de oameni care zic că sunt fericiți, care merg la servici, dorm 6-7 ore, care își fac treaba, au bucurii, dans, cântec, bulevard, cumpărături, shopping, și habar n-au că sunt, dacă vreți, drogați de un sistem, sistemul Matrix, care dă fiecăruia pilula ca să aibă iluzia fericirii
fără să știe că ei sunt de fapt super exploatați și că cineva se joacă cu energia lor, cu visele lor, iar ei zic că sunt fericiți și nu știu că sunt păcăliți. Bine, istoria are și un model de Mesia, o mare luptă între bine și rău. Filmul acesta e foarte, foarte analog cu istoria mântuirii. Sub aspectul acesta, eu cred că oamenii au știut ce pun în film. Și au vrut să prezinte o altă față a istoriei biblice a planului de mântuire. Dragii mei, ce anume face ca eu sau tu să fie rața moartă? V-am spus că noi toți avem o înclinație, o tendință spre păcat. Suntem programați, dezechilibrați spre păcat. Și aș vrea, pentru binele tinerilor mei, să insist puțin asupra acestui lucru. Dumnezeu ne-a creat cu o conștiință și cu niște automatisme. Automatismele acestea sunt instinctele. Apropo, sunt patru instincte. Noi am mai vorbit cu tinerii odată, chiar aici în Viena, acum câțiva ani. Instinctul supraviețuirii, instinctul de apărare, instinctul de orientare și instinctul de reproducere. Sunt patru. Instinctele sunt bune. Dumnezeu a făcut că atunci când suntem obosiți să avem nevoie să dormim. Când e sete, nu? Dacă n-am bea, ne-am deshidratat și am murit. Să simțim setea, e un instinct. Foamea, e un instinct. Instinctul de apărare, care ne ține în alertă. Instinctul de orientare sau de reproducere. Numai că păcatul a reușit să dezechilibreze aceste instincte. Și știți ce se întâmplă cu instinctele dezechilibrate? Este ca și cu râul. Știți că așezările umane au fost plantate de-a lungul apelor, pentru că aveau apă. Fără apă nu este viață. Numai că râul care aduce viață, dacă se întâmplă o viitură, o ploaie torențială, râul ucide. Iar instinctele, ca și râurile ieșite din matcă, ne omoară. Iar omul care, atenție, are o fire, o formă de a fi materială, ca și animalele. Cuvântul animal vine de la anima, suflet. Animalele sunt însuflețite. Și noi avem o fire animală, mânată de automatisme. Numai că, spre deosebire de câini, noi avem o conștiință. Iar conștiința trebuie să călărească instinctele, să spună brrr, ho! Se iau la dreapta. Oamenii însă își lasă instinctele să-i conducă. Și în loc să aleagă, ei cred că aleg, ei sunt mânați de, înțelegeți, de ceea ce, semnalele pentru instincte. Și de aici e tot, cursul vieții, care nu este altceva decât un joc al instinctelor. Din instincte vreau să iau cu tare haină, din motive instinctuale mănânc de nu mai pot, din motive de instinct mă însor cu o fată și o las. Tot din motive de instinct că am văzut o altă sirenă. Și acum gata, schimb, instinctele mă conduc. Iar conștiința care trebuie să fie călărețul acestui cal bun, călărețul doarme. Dragii mei, tot ceea ce vă spun instinctele vă vin bine, pentru că noi suntem programați păcătos prin păcatul moștenit. Și ele sunt în cursul firesc al firii noastre. E ca și când te lași condus avale. Ești într-o barcă, nu dai din vâste, pentru că te duce curentul. Avale, tot în jos. Ca să alegi, trebuie să lopătezi amonte. Și e greu. Aici este
istoria raței moarte. Deci vreau să vorbesc puțin despre rața rănită. Și aș vrea să vorbesc tot din propria mea istorie, pentru că e poate simbolică, emblematică pentru oameni. V-am spus că eu n-am știut de Dumnezeu, ei, am aflat Biblia, am început să caut, să mă bucur de Iisus, dar păcatul care mi-a amprentat conștiința în viața fără Dumnezeu și care nu mă tem să spun că continuă să mai împăteze, printr-un cuvânt urât sau printr-o alegere greșită, viața. Și nu vreau, cu niciun chip nu vreau să mă las. Dar se întâmplă. Sunt acele greșeli pe care nu le dorești, nu te-ai gândit și a apărut. Am început să am teamă. Eu, de exemplu, l-am moștenit pe tatăl meu care avea o fire glumeață. Probabil că era modul prin care el a reușit să iasă din complexele lui de orfan. Și atunci a devenit glumeț, iar eu am copiat spiritul lui glumeț. Când m-am convertit, când am cunoscut pe Hristos, mi-am dat seama că e ceva lumesc, ceva ieftin. Și m-am pomenit uneori, iară glumind. Și mă simțeam iarăși un trădător. Oare mă mai primește Dumnezeu? Nu. Am promis că nu mai și iarăși. Necunoașterea lui Dumnezeu. Ați auzit răspunsul copiilor? Dumnezeu nu iubește pe copiii răi. Aceasta este teologia populară. Și copiii știu, probabil că din experiența părinților, nu te mai iubesc. Și copilul proiectează această atitudine justițiară, această atitudine retributivă de jude aspru, care iubește doar dacă ești cu minte, dacă nu, nu mă interesează asupra lui Dumnezeu. Este un motiv de frică pe care rața, care încă nu-i moarte, e doar rănită, o are. Și aș vrea să vorbesc despre frică. Nu știu dacă e cineva care n-a avut fricile lui vreodată. Eu am avut. Soția mea îmi povestea că nopțile pe care le dormea la Piatra Neamț, la bunica ei, la sora Jelescu, bătrâna sora Jelescu, soția lui Nejelescu, care a făcut cântări în cartea de cântări, în copilărie, noaptea era groaza ei, pentru că îi se părea că vin hoți, vin lilieci, șoareci. Și până spre zori nu putea să doarmă. Când cântau cocoșii, adormea și ea. Și am întrebat-o, a fost frumos la Piatra Neamț? Și a spus, nu mai amintiri de frică, de frici. Toți am cunoscut frici. Iar pe măsură ce am devenit mare, mi-am dat seama, când am citit Biblia, că este și un diavol. Și știți ce a însemnat aceasta? Cunoștința că eu sunt urmărit și pe capul fiecare dintre dumneavoastră se află un batalion de demoni. Atenție, nu vă spun greșit. Nu vă induc în eroare. Pe capul fiecărui tânăr sau tânără, efectiv, luptă un batalion de demoni, de duhuri. Dacă ar putea, ne-ar omorâ, dar nu pot, că n-au voie. Și au o singură cale prin care reușesc să ne prindă și să ceară permisiunea lui Dumnezeu ca să ne atace păcatul, dacă mă joc cu păcatul. Sau doi, frica! Știți ce e frica? Cine se teme de diavol, ajunge să fie hărțuit de diavol. Gândiți-vă la ce se întâmplă când noaptea, ieși afară și apar niște câini. Câini de stradă, nu știu, în Viena nu există așa ceva. Există câini vagabonzi, câini de stradă, câini de bloc. Și câini în România. Eu am crescut în București și au câinii de bloc. Erau vreo 12 care erau ai blocului, dar să nu te nimerească noaptea să te găsească 12 câini de bloc. Și am trăit eu însumă experiență. Până când am realizat că pot schimba regula jocului.
câinii, câinii. Și când au văzut câinii, că mie mi-e frică, năvălesc pe mine. Sau când ești plin de curaj, câinele te respectă. Știi ce este frica? Este invitația. Este un credit. Cred că îmi poți face rău. Fiți atenți. Frica e credința în diavol. Cred că tu îmi poți face rău. Și frica, de fapt, spune, Doamne, el crede în mine. Păi da, e frică și el crede că îi pot face. Trebuie să-mi dai acces. Și Dumnezeu spune, dacă el crede în tine, n-am ce să-i fac, te alege. Aș vrea să deschidem cu toți. Adică, nu știu dacă aveți Biblia la voi, obiceiul din vechime era să avem Biblia la noi. Și tare bine era, pentru că ochiul fixa odată un verset și știa unde se află. Nu era doar un ecran. Matei 8:31. Și interesant că în Luca 8:31 este același verset. Luca 8:31 este același lucru. Fericit pe cei care au cartea. Bravo! Uitați ce scrie aici. Să vedeți care este raportul între Hristos și Satana. Dracii, și acum urmăriți ce fac eu, rugau pe Iisus, dragii mei, e fals să credeți că sunt două puteri care se luptă una împotriva altă. Nu! Nu este un Dumnezeu mai mare și un Dumnezeu mai mic. Și Dumnezeu mai mic se luptă și uneori reușește, dar de regulă nu, că ăsta e mai tare. Nu! E un singur Dumnezeu și ăsta este un tolerat care primește viața de la Hristos. Este o creatură. Nu poate exista o luptă directă între Dumnezeu și o creatură. Imaginați-vă, imaginea este foarte plastică. O luptă între un boxer cu mânuși și un melc. Nu mai e melcui, afiș. Înțelegeți? Nu poate exista o luptă între Hristos și Satana directă, ci doar o luptă a doi cavaleri pentru aceeași domnișoară. Iar tu trebuie să știi că Satana nu are nicio putere asupra ta dacă ești împăcat cu Hristos. Dacă crezi că Iisus a murit și te-a răscumpărat, înseamnă că ești proprietatea Lui. Și încă o dată vă spun, pe capul fiecăruia joacă un batalion de demoni și ne-ar ucide dacă ar putea, dar n-au voie. Și atunci pot doar să ne înfricoșeze. Și dacă reușesc să ne înfricoșeze, atunci ne prind. Sunt de un an, doi ani, într-un dialog cu o femeie sub 40 de ani, singură, nu știu cine, n-am văzut-o personal, știu numele ei, îi spun acum Maria, e un nume foarte comun, nu e numele ei. Care mi-a spus, frate pastor, am umblat la vrăjitoare, am mers și la preoți pentru descântece, și de atunci viața mea e un calvar. Eu sunt legată cu un blestem. Vă rog, deslegați-mă de legătura blestemului. Și eu sunt Maria, îmi pare rău. Eu sunt un om ca și tine, singurul care dezleagă e doar Hristos. Tu roagă-te Domnului, mă rog și nu, eu, cineva trebuie să mă dezlege. Și eu spun, nu e adevărat. Dar frate pastor, îmi spune Maria, înțelegeți că pe mine mă ard, încep de jos de la glezne și urcă focul sus, când rostesc numele lui Iisus, cetează 10 minute și iar continuă. E o realitate, eu sunt chinuită, nu pot face nimic, a făcut nu știu câte școli, dar nu-i bună de nimic, nu activează, nu lucrează nimic, că nu poate. Este o legumă pur și simplu. Și a spus, ea zice, dar e o realitate, și eu zic, drăguța mea, e realitate atâta timp cât crezi că ești legată. Cât crezi, diavolul te prinde. Când nu mai crezi, deodată, paf, dispare orice fel de putere care te chinuie. Nu reușesc, deși încerc, să o fac să nu privească la realitatea imediată.
care e reală, ci la realitatea mai reală decât cea care o vede, și anume Hristos. Și vă dau un exemplu clasic. Vă amintiți de slăbănocul de 38 de ani care zicea în pridvorul la Betesda. Și acolo în pridvor stătea, n-aveți idee ce însemnează un om care nu a mișcat 38 de ani. Știți cum arată picioarele lui? Ca niște bețe, fără mușchi. Și băiatul ăsta, sărmanul, bărbatul ăsta, cu niște bețe descarnate, doar piele și os, aștepta să vină cineva să-l arunce în apă după superstiția timpului. Și vine Iisus și spune, vrei să te faci sănătos? Și el se uită la bețele și spune, Doamne, mai întâi fă mușchi. Și până am să zic, da, vreau, dar uite la bețele mele, asta e realitatea, realitatea aparentă. Nu poate mișca. Era real acest răspuns, această replică dată lui Iisus? Uite bețele, cum să mă ridic? Logic, e realitate. Și asta îmi spune Maria, dar e realitate. Și eu zic, dragă, Iisus, el are toată puterea, el a spus, vrei să te faci sănătos? Și omul acesta, prin credință, spune, vreau. Și Domnul spune, ridică-te, ia-ți patul și umblă. Și fără să se uite la neputințele lui, prin credință, privind, sfidând realitatea, legătura blestemului, sfidând, tăgăduind, diavolul nu are nicio putere asupra mea, s-a ridicat cu bețele alea, s-a ridicat și a umblat. Eu cred că este nevoie să privim spiritual. Și o rață rănită este o rață care continuă să fugă. Diavolul, știți cum e? El uzează doar de avantajul pe care noi îl oferim. Căci dracii, auziți, rugau pe Iisus și ziceau, cereau să le dea voie să intre în porci. Deci ei nu pot face nimic. Ei fac doar ce li se dă voie de sus în funcție de actorul numit om, de alegerea mea. Dacă eu aleg prin frică sau prin păcat, atunci el mă joacă. Dacă v-am vorbit astăzi despre partea cea mai neștiută, cea mai tulburătoare a lumii noastre, este că noi trăim într-o lume infestată de demoni. Și pe capul fiecăruia, eu sunt conștient, stă un batalion de demoni. Am citit nu odată, sau mai de mult, o carte numită De la magia neagră la Hristos, scrisă de o femeie, Doreen Irvine. Iar femeia aceasta, care a fost regina vrăjitoarelor, care a avut capacități supranaturale, care a reușit să leviteze, să ucidă o pasăre din zbor, telechinezie și tot felul de alte lucruri, care l-a cunoscut personal pe diavolul. Ea se convertește într-un mod teribil de dramatic. Cartea se găsește, puteți să o comandați. Se găsește la anticariat, probabil. Iar fata asta spune, știați că există demoni specializați? Fiți atenți. Un demon nu face tot, decât e specializat pe o singură ispită. Este ispita mândriei, este ispita bârfei, este ispita ușurătății, a glumelor ușoare, este ispita porno, este ispita adulter, este ispita băutură, ispita tutun, ispita mâncare. Sunt tot felul de ispite și demonii știu care este călcâiul lui Ahile, care e punctul tău slab, și insistă exact acolo. Iar tu, care mergi pe instinctele dereglate, ușor cazi în mâinile lui. Un lucru este cert, dacă v-am spus toate aceste lucruri, este ca să avem un motiv în plus să privim la Hristos. Și deschid din nou la Matei, capitolul 8, acolo unde am citit.
unde am vorbit despre demonizații din Gadara, în versetul 29, cei doi demonizați s-au apropiat de Hristos cu dorința de a fi eliberați, însă din gura lor s-au auzit urletele demonilor. Ei au venit la Hristos pentru eliberare, dar gura vorbea altceva, demonii vorbeau prin ei. Ce legătură este de noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chemești la vreme? Departe de ei era o tură mare de porci care păștea. Dracii rugau pe Iisus și ziceau, dă-ne voie, dacă ne scoți afară din ei, dă-ne voie să ne ducem pe urma aceea. Duceți-vă! Ei au ieșit și au uitat în porci și deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare și a pierit în ape. Porcarii au fugit și s-au dus în cetate de a povesti tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăciți. Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmplarea lui Iisus. Știți care a fost minunea? Înaintea lui Dumnezeu nu există obstacol. El este atotputernic și demonii tremură înaintea lui Hristos. Și ca să aveți un tablou complet, vreau să dau o contraparte. Nu există doar demoni pe capul vostru. Există și batalioane de îngeri. Și aceasta este extraordinarea veste bună, că noi, pe lângă Duhul Sfânt, avem și niște prieteni nevăzuți, care intervin de nenumărate ori. Și vreau să vă spun o întâmplare în privința aceasta. Am citit-o în revista Review and Herald, fostul titlu al Adventist Review, din 22 decembrie 1955. Și este povestea unei femei pe nume Louise Dubai. Locuia în Alaska. Alaska este partea de nord a, să spunem, a Canadei, nord-vest, și acolo e chiar în zona cercului polar de nord. Și acolo sunt geruri mari și este un oraș, până într-o vreme, cred că mai e sau nu mai știu, era orașul Anchorage, cel mai nordic oraș din lume. La vreo 25 de kilometri de oraș, undeva pe coasta dealului, a muntelui, era cabana în care locuia Louise Dubai. Fusese căsătorită, avusese și copii. Copiii s-au făcut mari, au plecat în lume. Soțul i-a murit și a rămas bătrânica. Era o femeie credincioasă, a slujit în biserică, acum era bătrână, 75 spre 80. Și frații, din respect pentru ființa aceasta și din dragoste, făceau drumuri din Anchorage cu mașina urci, duceau lemne, mâncare, aveau părtășie, o duceau la Sfânta Cină, o duceau înapoi. Trăia singură în acea cabană. Era februarie, o lună cumplită de februarie, cu minus 34 de grade. Acolo e obișnuit. La noi ar fi o nebunie. S-ar opri toate activitățile. Și a nins atât de mult încât pur și simplu căile de acces a munte spre munte erau înzăpezite cu 2 metri de zăpadă, mai ales că era și viscol și toate văgăunile erau înfundate. Iar ea stătea în munte și aștepta să vină frații, să vină cu lemne avea ea, dar trebuiau aduse, trebuiau tăiate, băgate în casă. Avea ea niște, știu eu, o stivă de lemne lângă soba ei și mai băga câte o surcea, frig afară, frig în casă. Mai avea ceva mâncare, o drămuia, a trecut o zi, două zile, trei zile. Lemnele scădeau, iar ea
curăța floarea de gheață de pe geam, să vadă nu cumva vin, dar nămeți mari până la genunchi. Când a băgat și ultimul lemn pe foc și a luat ultima lingură, s-a dus în pat, s-a învelit cu două dune și aștepta să vină. S-a rugat, Doamne, sunt bătrână, nu mai am niciun rost, nu mi-e teamă să mor, dar să așa să mori, ca un om părăsit de Dumnezeu, ce o să zică lumea? Eu-s copilul tău și imaginea ta, Doamne. Și și-a întors fața la perete și a început să plângă, Doamne, mor, dar nu așa, să mor altfel, să imaginea ta să nu fie stâlcită de situație. Și tot plângând, după ce s-a rugat ore, s-a trezit dimineața. A? Mirosea căldură. Părâia lemnul în sobă, au venit frații. Era încă rigidă, rebegită, sub dune, și stau să-i văd. Pe sobă, pe plită, era o mâncare aburind. Dragii de ei, cu eforturi, cu, știu, motosania, cu ce-o fi venit până la mine. Binecuvântează-i, Doamne, și aude, Han, Han, cineva tăia lemne. Să vedem care era, că erau vreo cinci care veneau și ajutau. Și o umbră trece în dreptul geamului, scârție ușa, intră înăuntru un bărbat îmbrăcat cam în haine frumoase, nu de salopetă. Aduce un braț de lemne, vrup, îi dă drumul brațului și a zice, tu ești Oto? Oto era un băiat. Și ăsta se uită la ea, zâmbește și nu zice nimic. Nu, 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 nu e Oto. E al lui James. A? Băiatul iese afară, Han, Han, taie lemne, intră din nou. Nu cumva ești tu al lui James? Ești Steven? Și bărbatul se uită și râde și nu spune nimic. Nu e nici Steven, că oare cine o fi? Arthur? Nu, 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 ăla era blond. Și ia pe toți sperând și nu știe cine e. Și în timp ce a treia oră vine și aduce lemnele și bagă în foc și duduie și aduce iarăși lemne, se gândește ea în timp ce îl privea cum ațâța focul și scotea cenușa, Doamne, nu cumva e un înger? Și el se întoarce și face așa din cap. Și iese. Un înger? Și nu se mai aude niciun lemn, niciun topor. Pe masă erau și alte mâncăruri. Un înger? Dar cum? Un înger? Pentru mine o bătrână. Nu se poate. Și se dă jos, își întinde oasele, să meargă să vadă. Dezgheață geamul, se uită afară, parcă nu se vede nimic. Merge la ușă, când deschide ușa, valul de zăpadă de jumătate de metru intră în casă. Se uită afară, nici urmă de pași. Doamne, a fost un înger. După două zile, vin băieții din Anchorage să o ia pe moartea mama lui Dubai și o găsesc vie, roșie la obraj. Dumnezeu a făcut minune cu mine. Dragii mei, dacă v-am spus și această istorie adevărată, slava lui Dumnezeu, este ca să nu ne temem de demoni. Demonii nu pot face nimic, ei doar vor să ne sperie. Nu vă temeți de ei. Puneți încrederea în Dumnezeu și să vă ferească Dumnezeu să umblați cu păcatul, pentru că păcatul este cheia care deschide ușa celui rău în sufletul vostru. Nu umblați cu păcatul. Fugiți de el. Doi, nu vă fie frică. Ei sunt doar niște salahori, niște tolerați, care nu fac decât ce le permite Dumnezeu să facă. Agățați-vă de Hristos și bucurați-vă că mergând spre casă, un alt batalion de îngeri luminoși vă înconjoară. Bucurați-vă în Hristos și nu vă temeți. Marea luptă a fost câștigată la cruce, iar partea voastră este doar să intrați în biruința și mântuirea lui Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.